Nimic nu e mai caracteristic pentru mișcările totalitare în general și pentru familiile care se bucură liderii lor în particular, observa Ana Arendt, decât uimitoarea repeticiune cu care ei sunt uitați și surprinzătoarea ușurință cu care pot fi înlocuiți. Încă din 1903, în lucrarea cei de făcut, Lenin a formulat regulile unui partid de tip nou, care trebuia să ajungă la putere în Rusia pe cale violentă. Partidul conceput trebuia să cuprindă un număr restrâns de persoane, a căror profesiune constituia activitatea revoluționară. Unul din principalele argumente ale lui Lenin fiind acela că este mult mai greu să găsești o duzină de oameni inteligenți decât 100 de proști. Prin oameni inteligenți, Lenin înțelegea, evident, revoluționarii de profesie. Această organizație revoluționară trebuia să aducă oameni din toate păturile societății, criteriul de selecție fiind schimbat, așa cum observă politologul Samuel Huntington, în sensul că s-a trecut de la apartenența de clasă pe care punea accentul Marx la cel al dobândirii conștiinței revoluționare pe care îl propovăduia Lenin. Pentru liderul bolșevic, conștiința revoluționară era un produs al cunoașterii teoretice, iar mișcarea revoluționară un produs al organizării politice, trăsătura distinctivă a membrilor de partid fiind aceea că ei nu reprezentau nicio clasă. Devoțiunea lor se manifesta față de partid, iar loialitatea ultimă, testul supremei încercări, îi aparținea de asemenea acestui partid. Mergând mai departe, influențat fiind de anarhistul rus Nechaev, Lenin a afirmat că pentru a se debarasa de un membru nedemn de ea, o organizație de revoluționare adevărat nu se va da înapoi de la niciun mijloc, legitimând în felul acesta epurările din anii marii terori printr-o justificare politico-ideologică. Referindu-se la procesele de la Moscova din anii 30, istoricul Roy Medvedev, marxist-leninist prin formație, citează din jurnalul uneia din victimele marii terori, care își pune următoarea întrebare. De ce atâția oameni devotați Revoluției și gata să moară pentru ea? Oameni care au trecut prin închisorile și deportările țariste și nu odată au văzut moartea cu ochii, de ce atât de mulți dintre acești oameni au cedat în anchetă și au semnat procese verbale false, mărturisind tot felul de crime pe care nu le-au săvârșit niciodată. Și aici s-au format o serie de explicații de către istorici. O primă explicație în obținerea mărturisirilor constant folosirea torturii de către anchetatori, de asemenea dorința de a-și proteja familia rămasă în libertate a reprezentat la rândul său un imbol ca acuzații să se autoincrimineze. O altă explicație a ținut și de resorturile psihologice ale personalității celor arestați, în acest sens afirmându-se că exista și ceva specific rusesc în mărturisiri, voluptatea autodenigrării, care amintea de personajele lui Dostoievski, idee însă care a fost respinsă chiar de unul dintre acuzați, de Nicolae Buharin, dar și de dorința mult mai prozaică a autoconservării. Însă nu numai constrângerile fizice sau morale constituie singura explicație a mărturisirilor publice făcute de opozanții lui Stalin, deoarece mulți dintre ei au retractat mărturisirile care fusese obținute prin tortură, alții au insistat chiar în timpul cercetărilor preliminare sau la proces ca declarațiile lor privind încălcarea legalității socialiste să fie înregistrate în documentele de arhivă, după cum au existat și acuzați, cum a fost cazul lui Buharin și a fost un șef al poliției politice Iagoda, care nu și-au recunoscut în totalitate vinovăția. O explicație, atunci când ne referim deci la trăsăturile și la explicația ține de faptul că atunci când ne referim la trăsăturile și la modul în care se stabileau relațiile în cadrul Partidului Bolșevic, nu trebuie pierdut din vedere faptul că acest partid al distrugerii sociale, așa cum numește istoricul Ernst Nolte, se considera totuși Partidul Progresului
și în anumite domenii, cum ar fi lichidarea analfabetismului, lipsa, lupta împotriva superstițiilor sau lipsei de cultură și alcoolismului, nu îl putea contrazice nici cei mai împărșunați dușmani, ci a determinat pe membrii de partid, chiar și după ce aceștia deveniseră victimele celor mai odioase calomnii și când vedeau moartea în fața ochilor, să nu-și piardă încrederea în partid, deoarece cine se despărțea de partid, se despărțea de cea mai bună parte a vieții sale și ajungea din curentul istoriei în apa scăduta unei existențe private banale. Am citat din același istoric, Erfnonte. În acest sens, istoricul Robert Conquest citează cuvintele unui vechi bolșevic, care, deținut fiind în gulag, i-a spus colegului său de detenție. Partid, citesc, partidul acesta nu mai e cel pe care îl știam. Nu mai are încredere în noi. Totuși, noi nu putem să nu ne încredem în el. A însemnat întreaga noastră viață. El este tot ce ne-a rămas. În ultima instanță, această loialitate absolută față de partid, care se considera un factor al progresului, constituie explicația principală a incriminărilor, auto-incriminărilor și pocăinței publice ce au însoțit procesul de spectacol de la Moscova asupra acuzațiilor acționându-se prin metode ideologice și psihologice, în felul acesta stabilindu-se, așa cum observă istoricul Leon Poliakov, o legătură afectivă între victime și călăi, ceea ce în psihologia experimentală se numește sindromul Stockholm. Condamnarea acuzaților în procesele de la Moscova trebuia să legitimeze în fața istoriei opera lui Stalin și să determine recunoașterea acestuia ca unic moștenitor al lui Lenin. Însă faptul că acuzații se recunoșteau vinovați în timpul anchetei nu era de ajuns. Era necesar ca această pocăință să fie repetată și în timpul procesului. Ritualul la care Stalin i-a supus pe oponenții săi decurgea din faptul că persoana supusă judecății partidului trebuia să-și recunoască crima, indiferent dacă au săvârșit-o sau nu, acest act devenind rațiunea necesară a proprii lor condamnări și îndeplinând astfel concomitent rolurile de inculpat, de acuzator, de apărător, de martor cheie și de condamnat, după cum observa sociologul Pavel Câmpeanu. Citez, acuzatul cu propriile sale cuvinte se nimicește într-o lume complet transparentă în care viața sa este oferită ca un sacrificiu omniștienței și omnipotenței conducătorului. El se nimicește într-un celălalt paranoic. Am citat din lucrarea istoricului francez Dominic Colas, Genealogia fanatismului și a societății civile. În propaganda acestor procese, ceea ce frapează cel mai mult este virulența limbajului folosit. În cuvântul de închidere a procesului din martie 1938, ultimul din seria proceselor spectacole de la Moscova, după ce a cerut cu două excepții pedeapsa cu moartea pentru acuzați, procurorul acuzator Vâșinski a declarat, citez, întregul popor, tineri și vârstnici, așteaptă și cere un singur lucru. Ca trădătorii și spionii care au vândut patria noastră inamicului, trebuie împușcați ca niște câini turbați. Poporul nostru cere un lucru. Zdrobirea reptilelor afurisite. Va trece timpul. Peste mormintele odioșilor trădători vor crește burienele și ciulinele. Pe drumul curățat de ultimele ticoloșii și gunoaiele trecutului, noi, poporul nostru, în frunte cu iubitul nostru conducător și învățător, Marele Stalin, vom păși ca și până acum, înainte, mereu înainte, spre comunism. Am încheiat citat. Violența limbajului, faptul că victimele erau obligate să-și mărturisească crimele, grija regimului ca ele să fie repetate în cadrul proceselor spectacol, incriminările, autoincriminările și pocăința publică, toate acestea trebuiau să demonstreze populației existența unui vast complot care a cuprins toate straturile societății și, în consecință, să îndemne la vigilență sporită. Însă toată această teatralitate a proceselor nu avea loc doar din rațiuni propagandistice, deoarece același limbaj ritual se păstrau și în spatele ușilor închise din birourile anchetatorilor, deși nu toate aceste mărturii erau făcute publice. Din aceste considerente, era deosebit de comod pentru anchetatori să registreze asemenea mărturii fără a mai trece pe cei arestați prin teatralitatea unor astfel de proceduri.
La aceste întrebări a încercat să ofere unele posibile răspunsuri școala sovietologică occidentală. Astfel, istoricul Robert Monkes, pe baza versiunilor care circulau în închisoare, a explicat această anomalie prin dorința ipocrită a anchetatorilor de a păstra aparențele, deoarece absența mărturisirilor ar fi îngreunat considerabil găsirea altor inculpați. Această dorință a anchetatorilor ținea și de ideea că sistemul bazat pe mărturisire era mai ușor de transformat într-un stereotip al întregii desfășurări a anchetelor decât metodele mai temeinice bazate pe înșenare. În fine, ultima explicație formulată de istoricul american avea în vedere faptul că odată cu încetățenirea principiului mărturisirilor în cadrul proceselor publice, abandonarea acestora în cadrul acuzațiilor mai puțin importante ar fi fost considerată implicit în practica poliției politice, o critică la adresa proceselor, deoarece se stabilise că cel mai bun rezultat ce putea fi obținut în cadrul acestor procese din partea acuzaților era mărturisirea. În rândul anchetatorilor se încetățenise ideea că cei care obțineau mărturisiri erau considerat buni profesioniști, iar cei care nu erau cei care nu obțineau aceste rezultate erau puteau aștepta la o viață scurtă. Un alt posibil răspuns a oferit istoricul Martin Maria. Pentru a lămuri această aparentă absurditate, Maria a adus în discuție practicile naziștilor care se mulțumeau să-și drobească adversarii, fără să fie preocupați în mod deosebit de smulgerea mărturisirilor. Făcând acest lucru, ideologia nazistă demonstra că se baza numai pe folosirea violenței și a forței. Ideologia sovietică era mai complexă, cu toate că proclama violența luptei de clasă era subordonată progresului umanității. Comunismul se dorea așadar o replică, o variantă a modernității. Iar simpla referire la folosirea forței nu mai era de ajuns. Era deci inevitabil ca acești dușmani ai poporului să-și mărturisească acțiunile criminale, iar eliminarea lor să li se pară un lucru firesc. Acesta este de altfel și sensul declarațiilor lui Dușinski împotriva celor câini turbați din timpul proceselor publice și a nenumăratelor avertismente din presa sovietică împotriva imensului complot a celor care doreau restaurarea capitalismului. Dar de ce continua să se întrebe Mania? Era folosit același limbaj și de către anchetatori, cu toate că ei știau la fel de bine ca și victimele că totul nu era decât o născocine. În opinia autorului, absurditatea acestui exercițiu nu era lipsit de sens. Celul urmărit era atât compromiterea cât și asocierea populației la obiectivele ideologice ale regimului. Victimele celui de-a doua revoluție, realizată de Stalin, erau obligate așadar de a se face complice propriei lor pierderi, precum și de a absolvi regimul și de a-i celebra victoria. Chiar dacă mărturisirile nu erau făcute publice, existența lor era cunoscută în cadrul partidului, iar Stalin aștepta de la fiecare membru confirmarea existenței complotului. Nu era necesar, deci, să crezi, ci trebuia numai să dai impresia că ești convins de unelturile contra URSS. Represiunea politică din Europa de Est a folosit aceleași procedee ca în procesele de la Moscova, anume tortura, sugestiile și argumentele dialectice care au dus la înfrângerea morală a acuzaților și în insuflarea sentimentului de culpabilitate obiectivă prin metoda amplificării unor greșeli minore, dar și al ultimului sacrificiu ultimat partidului, la care se referă scriitorul Arthur Koestler în romanul său Întuneric la amiază. Așa cum afirma anchetatorul Pletkin, adresându-se acuzatului Rubașov, deci personajele romanului, citez, mărturisirea la proces este ultimul serviciu pe care îl poți face partidului. Sarcina dumitare e simplă. Dumneatea însuți ai asumat-o. Să urești ceea ce este just, să negrești ceea ce este nejust. Politica opoziției este nejustă. De aceea, sarcina dumitare este de a face ca opoziția să fie demnă de dispreț, să faci masele să înțeleagă că atitudinea de opoziție este o crimă și conducătorii opoziției sunt niște criminali. Acesta este un limbaj simplu pe care masele îl înțeleg. Dacă încep să le vorbești despre complicatele dumneavoastră motivații, nu vei stârni decât confuzie printre ei. Sarcina dumneavoastră, cetățene Rubașov, este de a evita să trezești simpatie și compasiune. Simpatia și compasiunea față de opoziție sunt o primejdie pentru țară. Tovarășe Rubașov, sper că ai înțeles sarcina pe care ți-am credințat-o partidul. Am încheiat citatul și vă mulțumesc pentru. Și noi mulțumim colegilor Alina Ilinca și Marius Păjenaru de la CNSAS.
în continuare pe agenda tematică a secțiunii noastre, urmează domnul Ion Râșnoveanu de la Muzeul Militar Național Regele Ferdinand Constanța cu